UPL vă recomandă pachetul tehnologic, zeamă bordeleză, originală și uleiul parafinic Ovipron Top. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție emisiunii Agricultura la Raport. Iată că ce vă spuneam un pic mai devreme în jurnalul nostru de știri se înfăptuiește de la ora asta. O să discutăm cu producătorii români. Îmi face o deosebită plăcere să am alături de mine doi oameni, o familie inimoasă care crede în agricultura românească, crede în potențialul pe care l-are zootehnia românească și implicit procesarea, pentru că din păcate am văzut cu toții, sunt mulți fermieri care vor să renunțe la animale, vor să renunțe la afacerile pe care le-au în zootehnie, în industria alimentară. Chiar seara trecută discutam aici în studio cu președintele April, domnul Dorin Cojocaru, și vorbeam despre anul ăsta greu, dificil, pe care l-am traversat cu toții. Am văzut cum a fluctuat piața, cum a oscilat, dar să știți că în ciuda vremurilor dificile mai sunt și oameni care reușesc să facă performanță, cei drept cu foarte multe eforturi, cu investiții mari, dar lucrurile se văd și, sincer să fiu, mă bucur să am alături de mine doi oameni care ne pot împărtăși din experiența lor și totodată poate reușesc să vă convingă și pe dumneavoastră să alegeți aceeași cale, același model. O să vă explice deși mai mult în minutele următoare. Dați-mi voie să îi salut și o să încep cu doamna Alina Donici. Sărumile, mulțumesc pentru prezență. Sunteți fondator Artesana împreună cu soțul dumneavoastră, domnul Daniel Donici. Bună seara și dumneavoastră. Mulțumim pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Haideți să începem cu începutul, cum se spune, și să prezentăm un pic business-ul ăsta pe care dumneavoastră l-aveți în momentul de față. Pentru că e o afacere nu numai interesantă, dar e o afacere la care sunt convins că foarte mulți tânjesc, care foarte mulți și-ar dori să o aibă în clipa de față. O să discutăm și despre plusuri, și despre minusuri, și despre avantaje și dezavantaje, dar mai ales despre perspective, pentru că întotdeauna viața noastră trebuie să aibă o direcție pe care să o urmăm și să fim ancorați, practic, în realitatea pe care o traversăm în momentul de față. Când ați început această afacere și mai ales câte lucruri cunoșteați despre procesarea laptelui? Că aici, practic, vă desfășurați întreaga activitate. Vă rog, cine începe? O să-l las pe Daniel. Începutul e de la el. Da, nu cunoșteam nimic despre procesare, despre agricultură. Aveam 24 de ani când am început. Practic, ce profesați atunci, la 24 de ani, până să începeți? Eu am terminat administrarea afacerilor. Mi-a plăcut foarte mult, mă rog, povestea e mai lungă, că se leagă toate lucrurile. Da. Încă din liceu ajutam părinții în cabinetul de contabilitate, băgam note contabile. Când veneam de la școală, ajutam pe mama, băgam note contabile în calculator. Asta a fost prima meserie care am învățat-o. Da. Care, mă rog, m-a ajutat foarte mult mai târziu, mă ajută și acum, e un fel de bază. Tot timpul mi-am dorit, dar nu m-am conștientizat decât pe parcurs, că vreau să fiu antreprenor, adică să fac ceva cu mâinile mele, cu capul meu. Să depindeți de dumneavoastră. Să depind de mine. Mai mult, sau asta, cât se poate de mult. Ca o glumă așa, am avut un reportaj la un moment dat și prima întrebare, cum a fost, că cel mai mult mi-a plăcut să-mi dau demisia. Da. Asta a fost scopul principal, să-și dea demisia. Da, că am început. Și nu găseați un motiv în firma, din și atunci ați lucrat în consultanță, chiar în timpul facultății. Îmi plăcea foarte mult, eram dedicat, implicat, dar nu era ceea ce știam că pot mai mult și că vroiam mai mult. Și oportunitatea a apărut pe parcurs. În 2007, când am descoperit o brânză din lapte de capră din Spania, adusă de cunoștință de familie, el lucra acolo, făcea brânza asta. Am gustat-o, mă rog, a noi nu prea erau produse, sau nu prea știam noi, dar chiar nu erau, că oricum românii au fost obișnuiți, telemea,
cașcaval. Da, destul de conservatori în direcția cei care asta mai consumau din brânzeturile franțuzești sau erau foarte puțini și acum s-au schimbat lucrurile. În fine, mi-a plăcut foarte mult brânza aia și în timpul ăsta ajutam antreprenori, clienții ai părinților mei cu planuri de afaceri pentru bănci. Eu așteptam să obțină finanțare. Am făcut chiar și câteva documentații pentru fonduri europene. Abia aderasem la Uniunea Europeană și erau oportunitățile astea cu finanțări din fonduri europene și alte fonduri. Și de aici a apărut, am sesizat oportunitatea asta, am zis, putem să facem și noi pentru noi un astfel de proiect. Am cumpărat terenul cu un credit pe persoană fizică, garantat de părinții mei, cu casa lor, cu tot ce aveau. Asta ideile dumneavoastră, dar garanțiile de la părinți. Da. Înseamnă că i-ați convins într-un fel. I-am convins, dar asta a fost primul finanțator, să zic așa. Primul pitch care l-am făcut a fost către ei, că uite, vrem să facem și noi ceva, dar trebuie să pornim de undeva. Am fost la bancă, noi doi, la un moment dat, ok, discutăm cu voi, dar să vină și doamna Donici, cu care am vorbit la telefon. Era, am trăit. La 20 ceva de ani. Probabil că și cei de la bancă v-au privit așa, neîncrezători. Da, vorbeau la telefon și li se părea că e în regulă și când ne vedeau bun și doamna Donici, când vine, păi cu mine ați vorbit la telefon. Se așteptă la o persoană mai matură. Da. Exact, da, la 24 de ani se pare că eram prea tineri pentru un astfel de probabil business. Probabil că asta era mentalitatea la vremea respectivă. Și oamenii s-a mai schimbat și ne bucură între timp, dar, mă rog, chiar și așa am reușit să-i convingem și să ne dea bani și să ne financeze proiectul. Ce credit ați luat la vremea aia? 700.000 de euro. 700.000 de euro? Da, o sumă mare. Foarte mare, dar a contat faptul că aveam proiectul acesta cu fonduri europene, care era jumătate din sumă, deci 350.000 de euro, pe care am recuperat integral, am făcut totul exact așa, numai că de când am depus noi proiectul și am primit aprobarea în 2008, în decembrie, până când am obținut și finanțarea proiectului în 2011, deci cumva după criză, noi am depus înainte sau în perioada aceea și am obținut finanțarea în 2011. A crescut euro de la 3 și ceva la 4 și ceva, TVA-ul de la 19 la 24, da, și a trebuit să obținem și alte finanțări ca să acoperim această diferență. Și a fost foarte greu până am reușit să începem să vindem, să suportăm toate aceste cheltuieli. Asta a fost provocarea cea mai mare la început. Adică poate că ar trebui să facem altfel lucrurile. Cum le-ați făcut acum, să spunem, dacă ați fi avut, știți cum se spune, vârsta de acum și mintea de acum vârsta de atunci. Invers. Ne-am fi gândit prima dată la vânzare și apoi la construcția fabricii. Am crezut că dacă construim o fabrică și trecem și facem acest pas, este cel mai greu și atunci am rezolvat toate lucrurile. Și, din păcate, ne-am lovit de ceea ce înseamnă vânzare. Piață. Exact. Și 2 ani de zile am mers la târguri cu copiii după noi, 2 dintre ei, și acum eram în dilemă, nu știam dacă suntem recunoscuți după brânzeturi sau după copii. Pentru că trebuia să vorbim și cu clienții și să strigăm și după ei, vin înapoi, Darius, nu pune mâna, Bianca, te rog, înapoi la mama. Și da, dar a fost o perioadă frumoasă, pentru că ne-am conectat cu clienții și cred că a contat foarte, foarte mult. Chiar și acum simțim nevoia, săptămâna trecută am fost la un târg și băiețelul nostru de 10 ani a pus o întrebare foarte inteligentă, mi-a plăcut foarte mult. A spus, mami, ce cauți la târg? Ești în Carrefour, ești în Lidl peste drum și ești în Mega Image. De ce ești la târg? N-am știut să-i răspund.
în momentul acela și apoi l-am sunat și am spus: măi, Darius, e o întrebare foarte bună. Și de ce sunt aici? Pentru că sunt foarte obosită, vreau să-mi încarc bateriile și vreau, îmi este dor să vorbesc cu clienții mei, cu clienții finali, cei care cumpără de la raft. Frumos! Da, dar foarte interesant. Na, copiii sunt o lecție în fiecare zi. Da, și cele mai multe întrebări sunt inocente, nevinovate și vin chiar din ceea ce gândesc. Bun, ați ajuns la momentul ăsta, ați obținut creditul, da? Și ați dat drumul practic la afacere. Da. Efectiv, când ați început? Când ați văzut fabrica ridicată în și a început să procesezi? În august 2012. În august 2012. Da, bine, noi înainte, nu că n-am făcut nimic pentru vânzare. Am importat din Spania brânza aceea, tot așa am pus-o în magazine specializate, nu în marele rețele, n-am încercat, că era... Era imposibil, era nișă, practic, da, da, să intrați. Deși am... Dar nu, era foarte greu. Doar că pe perioada construcției fabricii n-am mai avut timp să căutăm vânzarea. Am zis că ok, reluăm legăturile cu cei cu care am colaborat înainte, cu importurile. Iertați-mă o secundă, pentru că vreau să vă adresez o întrebare care are legătură cu experiența asta pe care ați dobândit-o. Credeți că sunt foarte mulți antreprenori, unii dintre ei tineri, care pornesc la drum așa cum ați început și dumneavoastră? Adică se gândesc că dacă ridică o fabrică, o fabricuță, o linie de procesare, problema e rezolvată? Cei mai mulți gândesc așa sau cei mai mulți gândesc cât se așa? Gândesc la piață de desfacere și apoi la... Cred că 90% de... că noi mai avem așa contact cu diversi care chiar, da, poate că sunt inspirați de ceea ce am făcut și ce facem și ne mai întreabă. Uite, mi-am făcut o hală, mi-am făcut o secție. Ok, dar piața ai căutat înainte de asta? Caută clientul, caută, vezi ce vrea. Noi am făcut treaba asta, numai că, mă rog, a fost un decalaj și nici nu avem experiență, ne-am angrenat în activitatea asta cu construcții, cu proiectanți, cu... a fost foarte greu, că am fost numai noi. Mă rog, părinții noștri ne-au ajutat, dar la un moment dat au fost depășiți cu toții. Noi și fără experiență. Adică n-am crezut niciodată că o să învățăm să facem. Da, dar pe de altă parte nici nu poți să învăț. Așa înveți cel mai bine. Poate că a fost și un pic de inconștiență la vreme, dacă vă uitați în timp. Un pic mai mult, da. Și un pic de nebunie. Trebuie câte un pic de toate. Dar eu nu cred că poți face lucrurile astea. Exact, asta vreau să vă întreb. Probabil că dacă n-aveați toate datele astea, toate componentele astea, nu vă apucați de afacerea asta. Adică dacă începeați să analizați cu maturitate fiecare pas, fiecare etapă, nu, cu siguranță că dăteați înapoi. Da, da. Asta cu siguranță, da. Da, da. Și nici nu trebuie să se întâmple așa. E clar că trebuie să ai în calcul mai multe scenarii, să știi cum să reacționezi, dar nu. E bine să fie și încrederea, e important ce poți să faci, pe cine te bazezi. Am spus de fiecare dată, norocul nostru a fost că noi am pornit împreună la drum și bineînțeles că în business au fost momente bune, momente mai puțin bune, dar pentru că am fost doi a contat foarte mult, pentru că ne-am sprijinit unul pe altul și în momentul în care... aceeași idee. Exact, și în momentul în care unul pica, îl ridica celălalt și atunci lucrurile au intrat tot timpul pe făgașul normal. Bun, o să luăm 10 secunde de publicitate, un solo spot și apoi o să revenim la povestea dumneavoastră, pentru că sunt convins că sunt multe lucruri interesante care se vor desprinde din ceea ce ne veți spune în minutele următoare. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Am revenit în direct alături de familia Donici, fondatorii brandului Artesana. Să le spunem oamenilor că afacerea dumneavoastră e în Tecuci, în județul Galați. Acolo, practic, ați achiziționat terenul, acolo ați ridicat fabrica și ați dat drumul la producție în 2012. Cu ce capacitate de producție ați început? Fabrica a fost proiectată pentru 2000 de litri pe zi pentru brânzeturi, pentru acele brânzeturi minunate din lapte de capră spaniole. Văzute în Spania. Da. Mă rog, realitatea ne-a lovit ulterior și nu am reușit, adică n-am făcut de la început.
Am început să facem brânză, dar la fel, aceeași problemă cu piața. Nu aveam unde să o vindem. Mergeam la târg, asta e oferta, dar clienții o primeau bine. Era un preț mai ridicat, fiind materia primă mai scumpă? Adică față de ce erau obișnuiți oamenii de acolo sau oamenii din târg să cumpere când veneai cu un produs ăsta oarecum mai deosebit? Da, prețul era mai... Asta ne-am și dorit. Noi nu ne-am dorit să facem telemea, cașcaval, că vrem să facem altceva. Da. Da. Și clar prețul era mai mare, dar și diferențierea, gustul, textura, adică da, clar, era ceva. Când apar cu un produs, cu siguranță că știți mai bine decât știu eu lucrul ăsta, când apar cu un produs nou, oamenii sunt reticenți, pe bună dreptate, pentru că nu... Asta e avantajul la târg, că poate să guste, poate să... Puteam să le povestim despre ce e vorba, aveam o relație directă și asta a ajutat foarte mult. Asta a contat, practic. Da, dar ne-am lovit de la început. Investiția a fost foarte mare, că a ajuns până la urmă cu toate creșterile astea de TVA, de curs valutar, la peste 1 milion de euro. Mai că tot așa, am împrumutat de la bancă, de la prieteni și alți proști. Așa se spune. Și trebuia să vindem mult mai mult decât puteam să o facem prin târgurile acestea. Și atunci? Și atunci am început să batem pe la uși, pe la retaileri. Și cum v-au întâmpinat la primele discuții? Păi, primele discuții le-am avut tot în târg, că au venit și că ei caută mereu produse noi, producători noi, doar că discuțiile nu avansau la modul la care ne doream și aveam nevoie. Cu unul dintre ei am discutat un an până să listăm. Dar am avut norocul, așa cum îmi place mie să spun, de fiecare dată în business și în viață în general contează doar oamenii. Și am avut norocul să într-un hipermarket să dăm de un om minunat căruia i-a plăcut foarte mult borcanelul. Da. Și s-a părut interesant. Ambalajul, practic. Da. Și a gustat și produsul și a spus, e minunat, îmi amintește de copilărie, iaurtul ăsta e extraordinar. Și atunci am făcut prima listare. Iar după într-o aceea, lună de zile, într-o lună fost de zile raft, foarte da. Rapid s-au întâmplat lucrurile. După aceea au început să se lege. Totul a început să se lege, am făcut următoarea listare și următoarea și, mă rog, ușor, ușor am început să creștem de la listările regionale la listările naționale, am început să fim din ce în ce în multe magazine. Ați crescut și capacitatea de producție? Am crescut și capacitatea Sigur, de da. Producție, da. Ne-am automatizat pentru că la început cum funcționați? Mie mi-ați povestit, foarte, eu știu, dar vreau da. Pentru telespectatori. Foarte pentru multă că manufactură, că... cu foarte multe inovații și acum da? Suntem așa creativi și încercăm să facem lucrurile la modul de inovație în proces, nu altfel de inovații care să aducă atingere produsului. Noi cu oameni care îi învățăm să facă lucrurile așa cum ne dorim. Deci la început, vreo din 2013 până prin 2017, deci 4 ani, era exclusiv manufacturier procesul. Aveam o masă așa de 5x2, puneam borcanele, aveam niște ghidaje metalice, 8 oameni în jurul mesei, unul avea o pompă de la vana de lapte, umplea borcanele, unul împingea, 2 căpăceau, apoi se puneau etichetele și pleca la frigider. Așa pe fiecare borcanel în parte. Era o muncă destul de grea, da. Destul de nevoioasă. Da, da. Câteva mii pe zi, așa făceam. Și în 2017 am reușit să achiziționăm... Practic, după 5 ani de când ați deschis. Da, da. Da, noi ne-am gândit de la început, pentru că a fost decalajul ăsta între ce am proiectat, ce am gândit că vrem să facem și ce a cerut piața. În toată perioada asta ați avut așa un moment în care v-ați gândit să renunțați? Oh, de da, mai multe, de multe ori. De multe ori, da. Știți că mulți îmi spun aici când vin la emisiune, de multe ori ziceam, am vrut să renunț, numai că datoriile pe care le aveam în spate, practic, m-au împins să merg mai departe. Poate părea paradoxal, adică n-au avut da, cale de ales. Deci e o responsabilitate
față de, mă rog, toți cei implicați, că da, trebuiau toți oamenii care ne-au ajutat, trebuia să le dăm banii înapoi, bănci, la fel, furnizorii, că și ei depindeau 100% de noi. În continuare sunt mulți care depind 100% de noi. Dar pe noi nu asta ne-a motivat neapărat cel mai mult, ci ne motivea și în continuare suntem mânați înainte de vorbele clienților care spun că copiilor mănâncă doar iaurtul nostru. Și de oamenii care spun că n-au mai mâncat lapte de câteva zeci de ani pentru că au intoleranță și alergii și laptele și iaurtul nostru nu le face rău. Bun, acum aș veni eu să vă întreb ce au atât de deosebit. Nu au nimic în plus. Nu au nimic adăugat. Nu au nimic adăugat, nimic scos și sunt minim procesate. Noi... Și laptele este neomogenizat. Asta e principala diferență. Principala diferență asta este, că laptele nu este omogenizat. Adică noi nu spargem globulele de grăsime din lapte, nu ne interesează ca ele să fie mici, nu ne interesează ca iaurtul să fie perfect. Ca aspect, ca textură. Între perfect și natural nu poți niciodată să pui semnul egal, le-am povestit tot timpul clienților noștri. Nu intervenim prin procese industriale asupra laptelui. Aducem lapte de la ferme, atent selecționate, cu care ne mândrim. În momentul ăsta avem peste 15 furnizori cu care lucrăm de peste 7 ani de zile, care au crescut alături de noi, pe care i-am ajutat să crească și e o mare bucurie pentru noi. Cei de care spunea Daniel că sunt dependenți, ne dau laptele doar nouă. Și, aveți exclusivitate cu ei. Da, le luăm toată cantitatea de lapte. Da, sunt fermieri care au câteva zeci de capete și au lucrat de-a lungul timpului cu alte firme sau producători mai mici și nu au avut parte de constanța și predictibilitatea pe care le-am dat-o noi. Dar nici de condițiile stricte pe care le pune artesana, da, exact. Care sunt și contractuale, pe noi ne interesează foarte mult calitatea materiei prime. Acest lucru e pentru faptul că noi nu intervenim asupra laptelui. Laptele vine de la fermă, doar îl pasteurizăm la temperatură joasă ca să-i păstrăm calitățile laptelui și apoi însămânțăm în funcție de ce produs ne dorim să facem. Nu standardizăm, nu aducem laptele la aceeași grăsime, nu omogenizăm, adică nu spargem globulele de grăsime, cum vă spuneam mai devreme. Lăsăm laptele așa cum vine de la fermă. Și atunci calitatea materiei prime este foarte importantă. Condițiile de igienă sunt foarte stricte. Nu contractăm un furnizor de lapte înainte de o vizită. Trebuie să vedem ce este acolo. Trebuie să-l facem să înțeleagă înainte de a semna un contract ce ne dorim de la el. Pentru că lucrurile spuse bine și stabilite de la început fac ca relația să fie funcțională și de lungă durată. Am testat lucrul ăsta și funcționează foarte bine. Rețetele pe care le puneți în practică sunt rețete proprii? Da, cumva nu. Rețetele sunt simple la bază, că e iaurtul cu bacteriile lactice care îl coagulează laptele. Dar diferența este tocmai în asta, în păstrarea la minimă intervenției. Ăsta e secretul. Practic nu acționați asupra produsului foarte mult. Da, în timp avem câteva mici, să zicem, natural, secrete așa. Da. Am testat anumiți parametri diferiți față de standard, de fișa standard a produsului. Am văzut că iese mai bine, mai facem lucrul ăsta. Deci da, putem spune că e rețeta noastră. Cine v-a ajutat la început, când ați început să procesați primii litri de lapte, să spun așa, pentru că dumneavoastră experiență nu aveați. Ați angajat un inginer, un tehnolog? Da, a fost cineva venit din Spania, da, care lucra la o fabricuță acolo. Acolo am și văzut modelul, dar era în special de brânzeturi, de brânzeturile de care pomenea Daniel. Dar ușor, ușor a trebuit să ne adaptăm. Da, piața din România
nu era pentru brânzeturile pe care ni le doream noi la momentul acela. Au trecut niște ani și cred că anul viitor reușim să revenim la momentul în care am plecat și să dezvoltăm mai multe brânzeturi. Ea era, avea medalie de aur la un concurs internațional. Și asta tângează dumneavoastră. Da, da, da. Bun, da. Haideți să-mi povestiți după câteva minute de publicitate. Luăm o scurtă pauză comercială și apoi ne reîntoarcem la agricultura, la raport.